Hai, salut și bine am găsit la un nou episod, Hulina și Lor, suntem aici pe Fortnite și vreau să vă arăt ce s-a petrecut duminică seara la ora 20. A fost mare eveniment pe Fortnite și s-au petrecut anumite chestii unice pe care nu o să le mai vedeți niciodată în Fortnite, cel mai probabil. Așa că vreau să vă arăt pentru că eu am reușit să surprind acest moment și vreau să împărtășesc asta cu voi. Am fost împreună cu Nociv, dar o să ne focusăm pe mine, ca să zic așa, ca să vă arăt exact ce am văzut eu și să vedeți și voi despre ce este vorba pentru cei care nu știți deja. Să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo sus în stânga, hudini.insta, mergeți și rupeți butonul de follow sau dacă nu aveți primul link din descriere, apăsați acolo pe primul link, mergeți și apăsați follow ca să fiți la curent cu tot ce fac eu. Acolo postez mai multe chestii, așa că apăsați follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe la acest episod minunat. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Deci am reușit să sar din autobuz și hai să dăm play să vedem. Dăm puțin mai repede așa să ne mișcăm undeva la 4x până ajungem acolo la bucățile astea așa de la insulă. Ok, și suntem aici la bucățile de la insulă și aici hai să dăm pe 1x și hai să ne uităm să vedem ce se petrece. Ok, deci văd că erau câțiva oameni care deja au pus mâna pe niște arme și voiau să ne paradească și noi eram toți aici, frate. Ne tot învârteam pe aici, așa, pe la bucățile astea de insulă, ca să nu ne lovească nimeni și să așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu Kevinel, adică cu cubul, pentru că despre asta a fost vorba. Deci toată chestia se învârtea în jurul cubului, deci noi trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest cubulian, cu Kevinel. Ok, și mă tot învârteam eu pe aici, mă tot învârteam ca să nu mă pălească oamenii ăștia. Era și Nociv pe aici printre oamenii ăștia și deja începe, frate, să se învârtă cubul. Hai să dăm pe slow motion aici. Dăm undeva la... cam așa să dăm, hai să vedem așa. Deci bun, deci se învârtea cubul, frate. Se învârtea cubul. Hai să dăm pe third person ca să putem să mutăm. Îi dăm așa puțin mai la depărtare ca să vedem mai bine. Și deci se tot învârtea cubul, frate, noi ne învârteam pe lângă el și să vedem ce se întâmplă după ce se învârtă el. Ok, hai să dăm să se învârtă puțin mai repede. Bun, văd că ies niște trăsnete, o trăznit așa cumva acolo jos. Ok, ok, în vortexul ăla s-a dus așa un trăsnet. Și hai să vedem ce mai face cubul ăsta. Să vedem deasupra, oh, nu mai este portalul deasupra, nu mai este portalul, frate. Deci portalul a dispărut. Ok, încă se învârte cubul. Încă se învârte cubul. Hai să fim pe fază să vedem ce se întâmplă. O mai trăznit încă o dată. Deci o mai trăznit încă o dată. Acum încep să iasă trăznete mai multe. Deja începe. Începe nebunia, frate. Începe să se învârte să se învârte, dar tot mai tare. Și se colorează. Parcă se face tot mai alb. Mamă, ce-i dă. Îi dă cubuleanu. Ok, se face tot mai alb, se tot albește. Cu bucățile astea momentan nu se întâmplă absolut nimic. Hii, frate, uite cât de alb s-a făcut. Hai să apropiem puțin, să ne uităm mai bine. Nice, nice, Rino. Bun, hai să punem puțin pauză. Vreau să vă întreb pe voi, ia să-mi scrieți în comentarii câți ați fost pe live-uri sau câți ați fost în joc. Când s-a întâmplat evenimentul și cum vi s-a părut evenimentul, pentru că mie mi s-a părut super șmecher, adică mi se pare super interesant să reușești să faci un update live împreună cu alte persoane pe server. Mi se pare super greu să faci chestia asta, adică na, de obicei ați văzut și voi când se întâmplă să se updateze jocul sau ceva de genul acesta, se opresc serverele și se updatează, după care intră toată lumea pe servere, dar acum totul s-a întâmplat live. Ok, hai să-i dăm pe play să vedem ce se întâmplă cu acest cub minunat. Încep să iasă trăsnete tot mai mari și tot mai tari, ca să zic așa. Acum apare și așa un fel de aură în jurul lui. Este tot mai alb cubul. Hai să dăm așa acum mai pe slow motion, pentru că o să bubuie în curând, o să explodeze. Să scoatem noi și hood-ul ăsta să vedem mai bine așa. Ok, ok. Hai să apropiem puțin să vedem cubul. Nice, ia uitați-vă și voi ce priveliște, frate. Oi, 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 oi. Și acum hai să dăm și mai la depărtare așa. Mamă, cum arată, frate. Oi, 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 oi. Ia uitați-vă și voi. În curând o să explodeze cubul. Hai să punem așa pe apropiere.
să vedem când explodează, după care o să dăm așa la depărtare, să vedem ce se întâmplă cu bucățile din cub. Nice, 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 nice. Ok, ăștia se tot învârt așa prin jurul meu. Imediat explodează, frate, ia uitați-vă, ia uitați-vă, mamă, cât de albui, cât de albui, frate, ia uitați-vă. Ai, 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 acum va trebui să explodeze în orice clipă. Ok, și se face așa un vortex ceva în jurul lui. Ăștia tot plutesc pe aici pe lângă mine. Ok, hai mă, frate, explodezi și tu sau sal? Acum, 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 acum. Un mic cutremur. Bun, și... Bum, ăla-i, frate, ia uitați-vă și voi cum a explodat cubul și toate bucățile astea. Ia să vedem ce se întâmplă cu ele. Oi, 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 și bucățile au dispărut, frate. S-au sfărâmat și au dispărut. Și acum să vedem ce se întâmplă cu noi. Încă un mic cutremur. Ai, 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 și o lumină acolo, frate. Mamă, și dintr-o dată s-a făcut totul alb. Ok, și să vedem unde ajungem. Mi-a apărut și pickaxe-ul în mână. Hai să scoatem noi puțin ăsta. Să dăm așa, să dăm mai pe rapid puțin. Ok. Și hai să vedem unde am ajuns, frate. Să dăm iarăși pe 1. Și acum să ne uităm, să vedem ce se întâmplă. Deci suntem toți aici, ne-au adus pe toți undeva. Zici că suntem într-un dream world. Zici că suntem în lumea viselor. Și dar pare totul așa mai cibernetic. Zici că suntem totuși în același timp în creierul cuiva. Deci zici că suntem în creierul cuiva. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, frate. Opa, se aude ceva, se aude ceva. Oh, și se vede o lumină. Se vede o lumină. Hai să dăm iarăși așa puțin mai pe slow motion. Să vedem ce se întâmplă în slow motion. Eu văd că se adună cumva toate chestiile astea. Hai să dăm așa mai la depărtare. Se adună, zici că sunt niște cioburi, ceva de genul ăsta. Și apare un fluture, frate. Deci a apărut fluturele. Ia uitați-vă și voi. A apărut fluturele. Hai să dăm așa puțin să-l vedem mai de la aproape. De la apropiere. Hai să dăm și așa. Oh, și ia uitați-vă. Fluturele vine spre mine. Deci vine spre mine fluturele. Mama mia cum arată. Ia uitați-vă și voi. Hai să apropiem să obținem aici un cadru din ăsta mai frumușel. Ok. Fluturele s-au dus undeva... îi în dreapta mea acum. Hai să vedem ce face. Apropiem, apropiem, apropiem. Hai mă, fratei. Ce se împlântă? Ce face fluturele? Ce face fluturele? Mi-e greu să-l prind. Se mișcă destul de repede. Aie, hai să vedem ce imagine prindem noi aici. Și ating fluturele, frate. Deci imediat o să ating fluturele. Oi, 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 ia uitați-vă. Deci fluturele vine către mine și să vedem ce se va întâmpla după ce ating fluturele. Sunt foarte curios ce se va întâmpla. Mama mia. Deci a fost super eveniment. Nu mă așteptam să se întâmple asemenea chestiuni pe Fortnite. Ai, 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 ai. Hai să dăm cu play. Și acum am atins fluturele. Ia uitați-vă și fluturele vine tot mai aproape de mine și tot mai aproape de mine. Și unde ne duce oare? Asta este întrebarea mea. Ce o să se întâmple? Hai să-i dăm cu play. Și... Opa, se negrește totul în jurul meu. Se creează un fel de... De din ăsta, cum se numește... Mamă că nu-mi vine în cap acum, frate. Un fel de portal, ca să zic așa. Deci s-a creat un fel de portal. Și acum ne-o dat din nou pe hartă. Hai să ne uităm așa mai de la depărtare, să vedem. Că acum pică toți. Ok, ia să vedem. Ne ducem acum jos. Ne ducem jos. Că acum pică toți, frate. Și să vedem ce s-a întâmplat cu zona. Văd că nu mai sunt bucățile acelea din insuliță. Deci au dispărut bucățile din insuliță. Ok. Bun. Și, oh, e o pajiște aici, frate. Deci aici acum e o pajiște. E o pajiște. Ne punem și noi gliderul imediat. Punem trenulețul. Nice, nice. Și acum e o pajiște, zici că a venit primăvara. Probabil că fluturele simbolizează ceva de genul pace. Sau nu știu, ceva de genul ăsta oricum. Hai să dăm așa mai la depărtare. Aici ar trebui să fie și un curcubeu, dar nu-l văd. Săream eu pe aici. Din păcate n-am reușit să iau nicio armă și mor paradit ăștia cam instant. Dar cât să pân, hai cât să pân. Uite și pe ăsta cu baloane pe acolo.
să înceapă nebunia. Și aici au pus băieții de la Epic Games, au pus ceva foarte interesant, o melodie din asta așa veselă, doar acum nu se aude pe filmarea asta, dar dacă intrați în joc o să vedeți și voi. Deci au pus un fel de așa de veselie, să zic, au pus o melodie mai veselă și uitați-vă, au pus și pietrele astea. Deci au introdus și pietrele astea aici. Nu știu ce e cu ele încă. Habar n-am, văd că nu mai au urme de rune pe ele sau ceva de genul ăsta. Încă nu au scos, nu pot să dau, pot să dau pe Emia să văd. Da, uite că pot să folosesc și harta. Deci, și pot să selectez de aici pe cine vrei tu, am înțeles. Nice, Serena. Încă nu au scos zonele astea corupte. Nu știu dacă mai puteți să faceți quest-ul dacă nu l-ați făcut pentru glider, dar încă nu au scos zonele corupte, așa că poate aveți o șansă să îl terminați. Aici se bat ăștia și dau aici în freză. Nice, Rino, nice, Rino. Și hai să vedem cum arată. Stai să văd că nu știu cum naiba mă ridic. Pe shift, nu știu cum naiba mă ridic, sincer. În fine. Deci cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Și să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo jos, primul link din descriere. Hai să punem așa frumușel. Deci primul link din descriere, mergeți și apăsați acolo butonul de follow ca să fiți la curent cu tot ce fac eu. Și dacă ați prins și voi acest eveniment, să-mi scrieți în comentarii cum vi s-a părut. Mie mi s-a părut sincer super interesant. Vă pupă, fratele Houdini, și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!